minim pe economie. Salarii decente și în administrația locală. Acesta este mesajul pe care l-au transmis astăzi sute de funcționari publici locali din toată țara. Ei au pichetat de dimineață în Piața Victoriei, au scandat lozinci și au huiduit numele unor guvernanți. Pancartele sau steagurile cu care ne-am adunat aici în piață, vedeți acolo steagul albastru pe care scrie primăria Sfântul Gheorghe, domnului guvern, promisiune egal muncii, în minciuni. La mitingul de protest au participat și 15 funcționari din municipiul Câmpina. Mesajul nostru a fost să se aplice legea funcționarului public, așa cum prevede ea, și ideea este să ieșim cu niște pensii normale, nu sociale, după salariile pe care noi, funcționari publici, le avem acum. Credeți că veți fi ascultați odată cu acest meeting? Noi sperăm. Chiar ne-am dorit să ajungem acolo și am vrut să ne rezolvăm niște probleme pe care sperăm guvernul să le ia în seamă. Credeți că acum cu acest meeting veți fi în sfârșit ascultați? Sperăm din tot sufletul. A intrat o comisie la guvern și o să ne comunice concluziile. Care a fost reacția guvernului când v-au văzut? Guvernului a fost ca de obicei, a tăcut ca mort un păpușoi. S-a dus delegația în prima fază cu revendicările, a zis că nu e nimeni în guvern. La protestele noastre vehemente, adică fluierături și alte strigături, a venit un reprezentant și în jur de ora 12, delegația condusă de domnul Hosu, Bogdan Hosu și ceilalți lideri sindicali au plecat la negocieri. Și urmează să ne dea pentru comunicat ce se poate întâmpla, adică dacă se continuă forme de protest sau o să fie o înțelegere sau o negociere. Dacă nici de data aceasta cererile funcționarilor din administrația publică locală nu vor fi luate în seamă, aceștia sunt deciși să intre din toamnă în grevă generală pe termen nelimitat.